Iisus Hristos în mijlocul nostru. Slăvit să fii Iisus în mijlocul copiilor tăi. Amin. Și știm că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este în mijlocul nostru. Și dorim ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care suntem în dimineața aceasta, prezenți aici în casa lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze și pe cei care n-au putut să vină la parte. Unii știm că ar fi dorită să vină la părtășie cu Domnul și părtășie unii de alții și sunt bolnavi. Domnul care este medicul suprem să se atingă și de trupurile lor. Așa cum ne spuneam aseară, fiecare de biserică din care venim și eu vin din biserica creștină Baptiste Corcuta din Oradea și așa cum obișnuim și de fapt fratele păstor ne spune mereu când plecăm să aducem salutul bisericii așa cum am avut moto conferinței noastre din Efeseni capitolul 5, versetele 14 și 15 salutul bisericii creștinii Golgota din Oradea în anul acesta, că în fiecare an fratele păstor călăuzit de Duhul lui Dumnezeu ne dă alte versete deoarece ca să memorăm cuvântul lui Dumnezeu și în acest an, salutul este din Psalmul 73 cu versetul 28. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrurile tale. Amin. Amin. Binecuvântat să fie în numele Domnului, fiindcă ne-a păstrat cu sănătate și datorită bunătății care a avut-o de fiecare, față de fiecare dintre noi și în dimineața aceasta putem să începem această lucrare, această sesiune și dorim ca Duhul Sfânt să ne călăuzească pe fiecare dintre noi. Pentru început, îl rog pe fratele Marian să vină să dea câteva motive și îndemnuri la rugăciune și îl rog pe fratele Marian să vină în față să aibă câteva îndemnuri din cuvântul lui Dumnezeu și motive de rugăciune.